Polițiștii prahoveni au deșins la mai multe firme din județ care comercializează cereale. Administratorii erau suspectați de evaziune fiscală. Mai multe persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, împotriva unora fiind luate măsuri suplimentare. În urma perchezițiilor efectuate, la sediul poliției au fost conduse pentru cercetări 7 persoane, față de 3 dintre acestea fiind luată măsura reținerii preventive. În cursul acestei zile, persoanele reținute vor fi prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Autoritățile încearcă să recupereze prejudiciul. Valoarea acestuia depășește 2 milioane de lei. Cât este aproximată valoarea prejudiciului? Până în prezent, din cercetări a rezultat că suspecții au creat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 2.500.000 lei. Prahova nu este singurul județ în care au avut loc percheziții la comercianții cu cereale. Astfel de descindere au fost făcute ieri în toată țara pentru recuperarea unui prejudiciu care în total depășește 50 de milioane de euro.